În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurorii ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița și Vrancea. Din cercetări a reieșit că în perioada 2012-2015 persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 74 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare, retrageri de numerar, pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele fantomă, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 5.300.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 de euro. În urma acțiunii au fost puse în executare 21 de mandate de aducere, iar persoanele depistate au fost conduse la audieri. Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și al jandarmilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.